Dosarul infracțiunilor informatice de la Direcția Economică a Primăriei Buzău în perioada mandatului fostului primar Constantin Boșcodală este unul exploziv, atât prin natura infracțiunilor săvârșite de responsabili ai Direcției Economice în frunte cu directorul executiv al acesteia, Ion Gegea, omul cu cel mai mare salariu din Palatul Comunal până în momentul reținerii și arestării sale, prin numele persoanelor implicate care duc, se pare, până la persoane din fostul executiv al Primăriei Buzău, dar și prin numele beneficiarilor respectivelor infracțiuni, persoane fizice și juridice care au fost radiați din evidențe ca fiind datori la bugetul local al municipiului prin taxe, impozite sau amenzi neachitate de-a lungul timpului. Reamintim că pe 17 noiembrie 2015, un număr de 13 funcționari de la Direcția Economică a Primăriei Municipiului Buzău, acuzați de Biroul Teritorial al DIICOT de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică și abuz în serviciu în dauna intereselor publice, au fost audiați la sediul DIICOT Buzău. Prejudiciul estimat în dosar ca fiind adus bugetului local al municipiului Buzău prin neplata de taxe și impozite locale de către agenții economici favorizați se ridică la peste 2.500.000 de lei, iar cel adus bugetului consolidat al statului prin neplata amenzilor de circulație se ridică la peste 30.000 de lei. Joi, dosarul fraudelor informatice de la Direcția Economică a Primăriei Buzău a primit o nouă amânare. Cercetarea judecătorească se va relua pe 14 aprilie 2020.